Ok, am aranjat și camera. Știu cum văd ca naiba. Ok, acum vom pune și noi cola. Imediat. Aducem acum sticla de cola. Nu știu ce pentru să e bună cola, ca să o bei, ca să cureți urgina. Cred că până la urmă nu e bună de nimic cu cola asta. Vedem și noi acum dacă poate să facă ceva. Am văzut pe YouTube că a dispărut urgina cu ea, așa că m-am gândit că, bă, să fac și eu experimentul ăsta. Stai așa să fac aici în fața la cameră. Imediat, să punem și camera mai drept. Ok. Aici avem buretele. Castronul. Și luăm sticla de Coca-Cola. Uitați, este cola în ea. Nu e nimic altceva. Puțintică joacă cu sticla de cola. Și acum hai să facem treabă. În primul și în primul rând, dacă vă e sete. Nu, asta o vedea. Se toarnă aici cola. Am umplut castronul. Și acum se îmbibă buretele cu cola. Imediat să mă șterg și eu pe mâini. Stați așa că iau acum șervețele de mașină și mă șterg și eu. M-am urdărit pe aici. Mașina tocmai ce a fost spălată. Mă rog, tocmai a fost spălată pe la 10:30-11. Acum este ora 4 după masă când filmez. 60 mi-a rămas pe mine. Oricum îmi fac o baie de seară. Lăsăm asta nițel aici. Și acum să vă arăt, să fiți sigur că aici este cola. Uitați, doar cola. Se vede. Acum lăsăm telefonul aici. Luăm buretele. Nu e bine, 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 tot aici în cola. Și uitați, aici este rugină. Vă mai arăt încă o dată să nu ziceți că vă mint sau ceva de genul. Deci aici este rugina. Unde era aici? Ok, acum eu vă arăt acum de aici cum se freacă. Cum se va dispărea. Trebuie plecat un picuț mai apăsat. Se va lua culoarea de rugină. Mă, dar noi ne-am mâncat și tabla, nu e doar rugină. Totuși e mașina 2006. Dacă sunteți unii noi care nu știți ce anume fabricație are mașina. O să vă arăt eu niște poze și cu cealaltă rugină. Deci uitați-o acum cum arată. Se vede, băi? Se vede. Bun. Stai că am luat un fir de păr. Ok, acum să vedem cum mai face. Aici să vedem dacă mai are ceva rugină. Aici, bă, chiar nu are. Păi de desubt are? Nu are, ok. Deci cu partea din spate am terminat, de la partea dreaptă din spate. Acum ne vom apuca de partea din față, unde avem puțin mai mult de lucru. Și restul ce ne-a mai rămas din sticla de cola, din cât am mai băut eu până acum și cât se va mai... ceva mai rămâne, pardon. Va putea fi băubilă. Uitați-vă până acum telefonul aici. S-a scris telefonul de iarba asta imediat, o zumul. Hai de că nu se telefon aici bine să filmez. Imediat, imediat. Șoricei s-au trezit.
aici la camera, că decât să nu fie, pentru că aici am camera și na, se vede ori după aia. Atât mai este și aici. Bun, gata, am curățat peisajul. Uitați, tot același material este folosit, cola. Nu am înțeles pe jos pentru că avem suficient. Și acum se va lași, se va aplica. Văd că nu trebuie frecat foarte. Cred că o să mai punem o dată cola. Dar în caz că mai trebuie, avem suficient cola. De aceea am luat o sticlă de 2,5. Pentru că la 1,25 deja n-ar mai fost, vă zic eu. Nu bea mult cola. Și nu sunt sponsorizat de nimeni de la cola. Nu credeți că fac clipul ăsta cu cola pentru... De asta ziceți, pentru cum se numea. Și aici am mâncat Regina carnea din ea. Deci eu nu fac niciun ban pe clipurile acestea pe care le facem acum. Acum vom închide ușa. Ok. Opa, așa. Iar nu se vede bine de iarbă. Trebuie jumuită iar. Care te vezi, mă, la cameră? Observați că mă pune mai aproape pietrul ăsta. Și voi pune așa ca să nu mai ne incomodeze. Ok, se vede și rugina? Se vede bine, uitați-vă aici. Coca-Cola. Și începem să-i dăm. Și dispare culoarea de rugină pe parcursul frecării. Va rămâne ori pentru că a fost dat cu ceară. Se va vede ceara aia. Mă, și tot mâncată vopseaua. Da, deja am început să mănânce vopseaua. Rugina aceasta deja mănâncă vopseaua, așa, dar... Tratați-vă mașina cât puteți de bine. Uitați pe cât de mult accident. Mașina aceasta n-a avut niciun accident în 13 ani. Decât lovituri de mingi. De la copiii care se jucau cu mingile. Sau dacă nu, zgârieturi de la crăci de copaci și pisici. Dar nu este accident, mașina aceasta nu. Uitați pe cât posibil accidentele de mașină. S-a terminat pasta, dar oricum nu mai avem ce să mai facem la mașină. Ce a fost mult s-a dus. Acum voi lua un șervețel pentru a usca suprafața și voi reveni. Bun, am luat și șervețelul. Acum vom șterge aici pentru a vă arăta cum a rămas. Această mașină era deja înflorit. Era, pardon. Ok. O să vă las eu niște poze cum arată înainte și cum arată acum. Am început și o muscă. Și vă arăt imediat cum arată acum.